Contează oare la Dumnezeu numărul? Voi ce ziceți? Contează sau nu contează? Da și nu. Depinde, zice Sandu și zic mulți alții din sală. Da și nu. Sunt momente în care numărul contează, sunt momente în care numărul nu contează. Dar vreau să ne referim în mare parte la cele situații în care numărul chiar contează. La Dumnezeu, da, El poate să facă din puțin, poate să facă mult. De exemplu, din doi oameni, și vreau să explic acum cum s-a format o populație de 7 miliarde astăzi, din doi oameni. Cum s-a putut? Cine are această întrebare în inima lui? Toți! Da? Măi, nene, cum s-a putut? Mai ales vin unii și îmi zic, bă, lasă-mă, mă, cu Biblia ta, că în Biblia ta sunt doi oameni, bărbați și femeie, care soț și soție, și după aia vedem trei băieți. Care să ia? Cain, Abel și Set, da? Și zic, ia uite, mă, sunt trei băieți, cum s-a întâmplat? Că, cum? Dumnezeu a făcut un lucru extraordinar. Dumnezeu a făcut ca acești oameni, primii doi oameni, să trăiască aproximativ 1000 de ani. Un mileniu. Oamenii ăștia într-un mileniu, dacă un om face astăzi în 20, în 30 de ani de productivitate, dacă poate să facă 2 copii, 3 copii, 10 copii, am întâlnit pe cineva cu 16 copii, am întâlnit cu 12, cu 14, cel mai mult am întâlnit cu 16 copii. Dacă în 30 de ani de productivitate sau 35 de ani, să zic așa, depinde când îți începi relația de cuplu, poți să faci 16 copii, imaginați-vă în 900 de ani de productivitate câți copii poți să faci. Dacă pui unul la 2 ani sau la 3 ani sau la 5 ani, faceți repede un calcul. Cât înseamnă? Într-o 100 de ani, dacă faci unul la 5 ani, cât înseamnă? 20, a zis? Mă, să nu mă mințiți. Da? Faceți calcul, apoi înmulțiți cu 9, da? Sunt mulți. Bineînțeles că Dumnezeu a creat o genă pură. La început n-a fost incest. Astăzi este incest și este păcat. Gena s-a alterat în timp și de aceea încrucișările acestea de familie, da, pot naște copii cu probleme. Și atunci Dumnezeu a permis un lucru, acești copii să formeze familii, că așa a gândit Dumnezeu lucrurile, așa a vrut Dumnezeu lucrurile. În perspectiva lor de atunci nu era greșit și nu era păcat. Până târziu, atenție, s-a perpetuat familia prin relații în sânul familiei. De exemplu, se căsătoreau între ei verișori, da? De exemplu, Iacov a fost trimis la unchiul Laban ca să-și ia ce? Nevastă, soție. De ce era soția lui pentru el? Verișoară. Astăzi nu se mai poate, repet, din cauza alterării genei, din cauza unor factori care s-au produs în timp. Deci e simplu. La urma urmei spunea un mare teolog, pare mi se, Ioan Gură de Aur, și Eva era rudă cu Adam. Era Eva rudă cu Adam, da sau nu? Era, pentru că a fost luată din carnea lui. Deci Eva a fost, poți să o numești așa, bucată de, că așa și zis, iată bucată din mine, iată carne din mine, sânge din mine, oase din mine. Dumnezeu a făcut-o pe Eva din Adam. Dumnezeu, deci nu e oameni buni, mare filozofie. Nu e mare filozofie, nici nu este poveste. Nu e ceva imposibil. Da, Dumnezeu a creat doi oameni, le-a permis să trăiască, au trăit primii oameni 900 de ani, 800 de ani, 700 de ani. După aia, pe măsură ce păcatul a crescut, Dumnezeu a zis vârsta omului să fie de 120 maxim, după aia 80 pentru cei puternici și așa a rămas. Deci este ok. Din doi oameni Dumnezeu a făcut 7 miliarde. Din doi oameni, și deci din doi oameni, unul de 100 de ani și o femeie stearpă de 90 de ani, Dumnezeu a făcut un popor pe care nu-l poți număra. Știți că poporul evreu nu poate fi numărat nici astăzi.
Pentru că sunt împrăștiați evrei în toate seminții, în toate popoarele pământului și nu pot să-i numesc, nu pot să vă recensământ. Abia acum s-a descoperit o nouă seminție, ci că undeva prin Africa, că e o seminție, am auzit teorie că și romii s-ar trage din evrei. Și le place și le convine. Și ar fi tare, nu? V-ați bucura romii să fie evrei? Și eu zic că ar fi ceva. Ștefan, râzi, bravo, tată! Aplaudă! Și se poate, pentru că și ai noștri romi sunt foarte pe afaceri. Sunt cu bișnița, ca evrei. Știți, s-a dus unul la taică-su, trăgea nădejde un evreu. Trăgea nădejde că taică-su o să moară. Era bătrân de acum și tot spera că moare și îi lasă averea, știi? Mamă, când moare tata, că ăștia, s-a voia să se vadă acolo titular pe toată averea, să citească testament, era unicul fiu. Și se duce la taică-su care abia respira săracul, fiule, vino cu a fiule. Se duce ăsta, pune urechea, zi tată, îți vând toată averea la jumătate de preț. Asta, ca să înțelegeți un pic. Deci, din doi oameni a făcut un popor care nu se poate număra. Din opt oameni, că acum vedeți, dacă la început au fost doi, încă o ciudățenie cu ghilimelele de rigoare. Fiți atenți încă o ciudățenie aici, cu ghilimelele de rigoare, bineînțeles, dar a fost planul lui Dumnezeu. Oameni buni, populația lumii, o demografie de câteva sute de mii de oameni, nu era milioane, cum sunt azi, sau zeci, sau miliarde, o demografie de, spun cercetătorii, de câteva sute, maxim milioane de oameni pe vremea potopului, știți ce s-a întâmplat? S-a redus la câte persoane? La opt! Aceste persoane au născut copii, că au fost soț-soție. Noe cu soția nu mai puteau naște de acum, au născut trei fii care și-au luat femei și acestea au născut. Ce au născut? Au născut verișori care s-au căsătorit între ei. Și de la cei verișori, că de-aia vă dau o veste bună, suntem neamuri, suntem rude și ei că suntem rude. Când vă uitați în ochii unuia mai brunețel așa, să știți că suntem rude, că ne tragem din mama Eva, m-auziți? Când vă uitați la unul așa mai, poate cu un ochi mai oblic ca orezul, suntem rude că ne tragem din mama Eva, da sau nu? Da, suntem rude. Din 8 a făcut din 9 miliarde. Dumnezeu poate să înmulțească. Dumnezeu poate să facă din pâinea ta un coș de pâine, amin? Dumnezeu poate să facă din uleiul tău un lighean de ulei sau ce vrei, o damigeană, bine, nu, fără damigene. Eram la țară la cineva, nu zic la cine, și măturam, de fapt nu eu, mă laud singur, mă laud de o faptă pe care n-am făcut-o, mătura nevastă mea și la un moment dat măturând a spart o damigeană. Zic, ia uite mă, a spart iar ceva. Când mă uit acolo, o damigeană. Acum ce facem, domnule? Mai rămăsese doar niște fructe, vă dați seama, nu? Așa, că nu știam cum îi zice. Zic, du-te și spune așa proprietarului, fratele pastor a zis că nimic nu-i la voia întâmplării. S-a dus și a transmis. Mi-a zis fratele pastor că nimic nu-i la voia întâmplării, Dumnezeu a vorbit. Ok, deci iată că din doi a făcut un popor sfânt, din opt a făcut din nou 7 miliarde și vă mai spun ceva. Din 12, Dumnezeu a făcut vreo câteva miliarde, că sunt, pare mi se, 2 sau 3 miliarde de creștini. Bine, din ăștia dacă reducem la creștinism autentic, ne dau și nouă câteva milioane. Dar din 12 oameni sau cu 12 oameni, Dumnezeu a evangelizat pământul până la marginile pământului. Ăștia 12 au condus sute și sute și mii și zeci de mii și sute de mii au ajuns să vadă în vremea lor sute de mii de creștini. Voi vă dați seama că cei 12 apostoli, câți au supraviețuit dintre ei până mai târziu, au văzut cu ochii lor. Iacov n-a apucat să vadă prea curând, dar câțiva au reușit să vadă cu ochii lor în timpul vieții lor sute de mii de creștini. Și eu mă întreb, oare noi nu putem să vedem în națiunea asta sute de mii de creștini lăudând pe Dumnezeu? Cine crede asta? Eu cred asta. Eu trăiesc pentru asta. Eu predic pentru asta. Eu cânt și mănânc pentru asta. Amin?
Mănânc și beau pentru asta. Eu nu mănânc și nu beau pentru altceva. Și nu mă refer la țuică și vin. Ce beau eu? Că m-am trecut și eu pe apă de curând. Și am slăbit, slăvit să fie Dumnezeu. Am reușit, vă mulțumesc foarte mult și vouă. Așa, deci atât că Dumnezeu poate. Asta a fost o scurtă introducere. Trei mai departe la corpul mesajului. Dumnezeu ține cont de numărul oamenilor care se smeresc, oameni buni într-o națiune. Chiar ține cont. Avram mijlocea pentru Sodoma și Gomora și spunea: Doamne, dacă ai 45, dacă ai 40, dacă ai 35, dacă ai 30, dacă ai 10. Și n-a îndrăznit să coboare mai jos, oameni buni, pentru că vreți să vă zic ceva. Și-a dat seama. Și-a dat seama într-un târziu că în cinci cetăți, în câteva cetăți din zona respectivă, cu precădere în Sodoma și Gomora, în cetățile acestea nu se găseau nici măcar 5 oameni care să strige spre Dumnezeu. Și a venit prăpădul. Știți că noi suntem cei mai importanți oameni, dar nu vom fi decorați nici de președinte, nu o să fim decorați nici de vreo instituție de pe pământul acesta, dar noi suntem cei mai importanți oameni, pentru că Dumnezeu pentru noi cruță poporul român de multe nenorociri. Amin? Dumnezeu pentru noi salvează, Dumnezeu pentru noi ține departe păcatul, Dumnezeu pentru cei care strigă ține departe destrăbălarea de poporul acesta. Vă întrebați cum de în alte popoare e o atât de mare scârboșenie a păcatului, este o atât de mare lepădare de Dumnezeu. De ce? Nu mai are cine să strige pentru ei, e adevărat sau nu? Nu mai are cine să se adune la rugăciune, nu mai sunt biserici vii, nu-L mai caută pe Dumnezeu și nu-i suficient. Câți fac lucrul acesta? Vreau să deschidem la un text, la 1 Împărați 18, cu 24, 1 Împărați 18, cu 24, să vedeți că Ilie a avut nevoie de acceptul poporului evreu. A avut nevoie de un cuvânt, fiți atenți. Și acest cuvânt deja v-ați dat seama care este. Care este? Uitați-vă în text. Bine! Dumnezeu îți cere, dragă românule, Dumnezeu îți cere măcar un bine, dar nici pe ăla nu-l vrei să-l spui. Îmi spuneau doi tineri că s-au rugat pentru o persoană și acea persoană a început deodată să se zbată, a început să facă urât și nu mai vorbea ea, vorbeau demonii din ea. Și erau acești tineri și se rugau și ziceau: numele lui Iisus, orice duh obraznic ieși afară. Erau printre blocuri, nu erau nici măcar într-o biserică. Acolo a apucat să se roage și spuneau acestor duhuri din acel om, spuneau: zi amin, vreau să vă spun un lucru. Acea persoană posedată nici măcar amin a putut să zică. Într-un final, slăvit să fie Dumnezeu că Dumnezeu a lucrat la eliberarea acelei persoane, glorie lui, amin. Dar o persoană în care nu e Hristos, în care nu domnește Hristos, nici măcar bine, da Doamne, fă ca Tine, nu poate să zică. Dumnezeu vrea să te smerești ca măcar un bine să zici, să zici măcar amin la ce zic eu dacă tu nu poți să turui ca mine, amin. Amin? Amin? Aleluia, să fie sincer, amin? Pentru că aminul tău poate să însemne izbăvire peste națiunea asta. Aminul tău poate să însemne eliberare. Aminul tău poate scuti națiunea asta de cutremur. Aminul tău poate scuti școlile noastre de blestemății sexuale. Amin? Noi ținem departe dracii destrăbălați, chiar dacă ei îi cheamă, chiar dacă îi invocă, noi îi ținem departe. Ascultam o știre care m-a îngrozit, știre pe care o ascultam cu copiii mei în mașină, că nu știu câți puștani de 14 ani au abuzat sexual o fată de 10 ani într-o toaletă dintr-o școală românească, la știri, în plină zi, cu copiii mei în mașină. Eram și eu pe un post de radio. A trebuit să dau repede, nu mai găseam volumul, nu mai știam pe unde să dau, mai încet. Tati, ce-i aia? Ce i-au făcut? Și mai erau și amănunte acolo. Și zic, aici este locul nostru de mijlocire, amin? Să mijlocim ca copiii noștri să nu fie posedați demonic de dragi care să-i chinuie de la 14 ani cu blestemății de curvi, amin? 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 Amin?
Așa să fie. Noi suntem bariera împotriva destrăbălării sexuale, noi suntem bariera împotriva corupției, noi suntem bariera împotriva distrugerii națiunii noastre. Noi ăștia care ne rugăm, care luptăm, care stăm și care stăm lângă un Ilie care zice bine, bine, amin, amin, așa să fie. Da, hai să citim versetul ăsta. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Fiți atenți. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis, bine, mi-a plăcut de voi. Bine. Vreți să răspundă Dumnezeu prin foc? Cine vrea? Nu vă speriați. Pentru că Dumnezeu are un foc al Duhului Sfânt. Amin? Nici pentru poporul evreu care a zis bine, Dumnezeu n-a avut un foc al distrugerii, ci a avut un foc al Duhului Sfânt care a coborât din cer și care a mistuit jertfa și care a dres altarul și care a refăcut altarul pe care a început din nou să se aducă jertfe spre unicul Dumnezeu. Și acel foc care a venit ca o mânie, nu peste cei care au zis bine, ci că a venit peste cei care n-au zis bine. Și cine n-a zis bine? Prorocii lui Baal n-au zis bine. Ei au tăcut. Nu-mi zice aici că prorocii lui Baal și poporul au răspuns bine, ci doar poporul a răspuns bine. Prorocii lui Baal au înlemnit înaintea lui Ilie și mă rog ca în țara asta să înlemnească orice vrăjitor, orice preot și pastor care nu-și face slujba numele lui Iisus. Amin? Să înlemnească ei să tacă, poporul să zică bine, vrem focul Duhului Sfânt peste națiunea noastră, amin? Vrem focul Duhului Sfânt peste copiii noștri, vrem să fie curați la minte, vrem să fie întregi la minte, vrem să vorbească curat, vrem să ne respecte. L-am trimis pe copilul meu în sânul unei familii, oameni buni, și Dumnezeu mi-a vorbit, m-am rugat și am zis, Doamne, să-l trimit pe copilul meu în sânul acelei familii și îmi spune, trimite-l. Pentru că eu am făcut o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și am spus așa, Doamne, nu că merit și nu-i un târg cu tine, dar pentru câți adolescenți distruși de satana m-am rugat eu în numele tău, pentru câți adolescenți am plâns și am postit, pentru câți adolescenți am strigat spre tine, cu câți adolescenți am vorbit ore întregi pe zi, câți adolescenți am condus la tine, Iisuse Hristoase, o rugăminte, am te rog, îndură-te de mine, nu-mi lăsa adolescenții pradă diavolului. Așa m-am rugat. Și îmi zice tăticul Toni, mă ocup de ei. Sunt momente în care nu poți vorbi cu adolescentul tău. Tu, poate el te vede ca un tiran. Mi-a luat PlayStation-ul. Nu mai vorbesc cu tine. Amă, zi și tu ceva, tati. Atât. Zice, lasă-l să se ducă în sânul acestei familii. L-am trimis vreo 2 săptămâni aproape în sânul unei familii și Dumnezeu îmi zice, mă voi folosi de acel bărbat ca să pun în copilul tău și mai mult din Duhul meu. Și când se întoarce copilul meu acasă, ca să vedeți, oameni buni, cât de important este ce avem în familiile noastre, oameni buni, voi înțelegeți? Pentru că avem ori Duhul lui Hristos, ori Duhul Antichristului. Nu poți să le ai pe amândouă. Nu poți în bucătărie să-L ai pe Duhul Sfânt și în baie să-L ai pe Antichrist. În reviste sau pe telefon. Nu poți! Casa ta e toată lui Hristos sau toată diavolului? Hristos nu împarte pe camere casa ta. Jumătate de pat e sfânt, jumătate de pat e spurcat, depinde unde dormi tu noaptea. Nu, trebuie să ai toată casa. Iosua zice, eu și casa mea, tot. Vedeți ce ceri, ce proclam, ce vrei. Iosua zice, bă, liniște, eu vorbesc, da. Eu și casa mea, tati, dar eu știi, eu nu prea... Taci, eu și casa mea, că așa proclam, amin? Și se întoarce fiul din excursie de la familia asta și vede ăla mic o schimbare. Și zice, mă, Alessio, dar te comporți așa ca un băiat de 12 ani. Dar el, adică, ești mai deschis așa, mai simpatic, știi? Se uită așa frațul ăla mare, se simțea bine de acum, știi? Îi rudeau mustățile. Pentru că da, păcatul te face morocănos, trist, apăsat, te îmbătrânește, nu? Și depărtarea de Dumnezeu, însă apropierea de Dumnezeu te face un om simpatic. Amen?
Și așa să ne facă Duhul lui Dumnezeu. Ilie a avut nevoie de binele poporului. Câți erau adunați acolo au trebuit să zică bine. Da, îl vom urma pe Dumnezeu și vom declara că Dumnezeul adevărat este cel care revarsă foc. Și mă rog să toarne un foc de vindecare peste noi. Amin? Ca oamenii să nu se mai îndoiască. Cum nu s-au îndoit de Ilie că e prorocul lui Dumnezeu. Ilie nu aparținea niciunei biserici. Nu mai existau biserici. Cum poate nu mai există nici astăzi în România. Nu mai există biserici ca loc. Dar Dumnezeu vrea o biserică care să fie a lui, indiferent de denominație. Amin? Să-și culeagă creștinii din biserica aia, din biserica aia, din biserica aia și să formeze un corp al lui Hristos care să strige bine. Amin? Nu v-ați săturat de etichete, nu v-ați săturat să fim împărțiți, nu putem să umplem nicio sală polivalentă cu toți creștinii care sunt în țara asta. Nu putem să umplem un stadion. Hai să facem experimentul ăsta, să trimitem scrisori la toate cultele, la toate organizațiile religioase, la toate asociațiile, să vedem câți vin. Eu nu mă asociez mă cu ăla, vine Tony, nu mai merg, vine ăla. Nu vă spun că am trăit o experiență dureroasă cu o biserică pe care am deschis-o de curând. Da, ne-au primit unii frați cu ușile deschise și cu brațele deschise. Vă găzduim până vă găsiți sală. Vă găzduim, nicio problemă, stați aici. Sala asta nu prea ne trebuie. A doua duminică au băgat-o în renovare. Eu îi zic fratelui responsabil pe orașul respectiv, îl întreb, au băgat-o în renovare? S-o crezi tu? N-au băgat-o în renovare. Oare n-au mințit oamenii ăia și nu se fac vinovați? Vă găzduim, vă primim! Am băgat-o în renovare. De ce? A venit ăla acolo. N-avem de-a face cu el. Nu vrem. Nu. Asta este un duh de dezbinare peste poporul român. Și când apare un Ilie, mă rog ca Domnul să unească națiunea românească în închinare. Amin? Să fie o biserică, nu mă refer la ecumenism aici, nu mă refer la chestii de-astea, mizerii de-astea despre care, ecumenism, adică gata, s-au unit, vrei să-i unești pe toți într-o religie? Nu! Vorbesc despre unitatea în duh și adevăr, amin? Unitatea creștinilor autentici în duh și adevăr. Voi vedeți că nu vorbesc aici numele vreunei religii. Când predic mai apăsat, unii zic, sectantule, dar la tine în cult. Nu sunt nici sectant și nu sunt nici în cult, slavă Domnului, amin? Vorbesc în numele credinței din România, vorbesc în numele religiei din România, vorbesc în numele lui Hristos care vrea în țara asta, amin? Să domnească, haleluia! Hai să dăm mai departe, că am vorbit despre numărul oamenilor smeriți și ce bine frumos a strigat poporul acesta. Dar Dumnezeu face și lucruri mari prin puțini oameni, fiți atenți! Uitați-vă un pic aici. Dumnezeu face lucruri mari prin puțini oameni când mulți se smeresc. M-auzi? Hai să ne mai uităm o dată aici la explicația asta. Lucruri mari prin puțini când mulți se smeresc. Ne uităm și zicem, nu-ți mulți politicieni corecți în țara asta. Dacă noi ne smerim, Dumnezeu va face prin unul cât prin toți. Amin? Bateți din palme, haleluia, haleluia. Da, e o veste bună. Haleluia. Dacă noi ne smerim și noi ne rugăm și noi plecăm genunchi și spunem, Doamne, atinge-te odată de clasa noastră politică, atinge-te odată de politicienii noștri, atinge-te odată și fă. Avem biserica oameni buni în sectorul 1. E o nenorocire. Știți că suntem în cod roșu de gunoaie, știți asta? Suntem în cod roșu de gunoaie. Nu știu câte tone de gunoi ne-a ridicat în cel mai tare, în cel mai bogat, în cel mai luxos, în cel mai și cel mai și cel mai. De acum, francofon. Și știți de ce? Pentru că ne batem cap în cap, pentru că suntem dezbinați, pentru că unii țipă într-o parte, PNL-ul cu PSD-ul ăia nu fac, s-au făcut ședințe, n-au venit să voteze, se anulează contracte, unul hăis și unul ța, bani sunt. Oameni buni, sectorul nostru în care avem biserica este cea mai bună dovadă a spiritului român, care este unul dezbinat, m-auziți? Dezbinat. Eu mă rog să fim uniți, amin? Măcar gunoaiele să reușim să ni le strângem.
Suntem atât de opresați de propria prostie, de propria nebunie, de propria îngânfare. Nu ne mai pasă, oameni buni, vedeți, nu ne mai pasă, nu mai căutăm binele omului, căutăm binele personal. Chiar spuneam și vorbeam cu Gabriela, călcăm pe cadavre când binele nostru este amenințat. Uitați-vă și în biserici, se calcă pe cadavre când binele meu e amenințat. Dumnezeu să ne ferească, amin? Dumnezeu îi spune lui Gedeon, Gedeon, ai 10.000, ai 20.000, cât ți-a strânsese el acolo, când a rămas de fapt cu 10.000 din 20.000 și ceva, îi zice, toți sunt mulți. Câți vrei, Doamne? 300. Știți de ce? Fiți atenți, pentru că Dumnezeu când face lucruri mari, are grijă ca toată gloria și slava să fie ale Lui. Amin? Dumnezeu îi spune lui Gedeon în judecători, ai grijă, caut acum versetul dacă îl găsesc, ca nu cumva să creadă ei că cine? Că poporul a reușit. Nu, eu vreau să știți că Domnul a reușit pentru voi. Amin? Domnul a reușit pentru voi. Hai să vedem dacă găsesc acest verset, aș vrea să-l și afișăm imediat. Ah, ok, 7:2. Gedeon, judecător, 7:2. Domnul a zis lui Gedeon, poporul pe care l-ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică, mâna mea m-a izbăvit. Știți când va fi izbăvit poporul acesta? Când nu se va mai încrede în el. Că nu se va mai crede în religia aia pe care o are noi, o să ne izbăvim cu datinile, cu obiceiurile, cu credința noastră. Avem noi, facem noi. Nu! Trebuie să privim spre Hristos și să zicem doar Tu, Hristoase, poți. Amin? Dumnezeu să ne ajute la asta. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Hai să dăm mai departe. Contează foarte mult, oameni buni, numărul orelor de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Contează cât stai în rugăciune. Avem Apocalipsa 5 de la 8 la 10. Te rog frumos, Andrei, să dai Apocalipsa 5 de la 8 la 10. De fapt, e și... Și potirele de aur pline cu tămâie care sunt rugăciunile. Deci aveau acești bătrâni lauda și închinarea, da? Lauda și rugăciunea, da, închinarea, rugăciunea. Lauda, alăuta și, da, știți ce ne spune acolo? Hai să citim și versetul 9. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile. Da, înapoi te rog la versetul 8, la finalul versetului 8, că vreau să mai vedem o dată. Pline cu tămâie, aici am vrut să ajung, pline. Eu vreau să întreb acum, oameni buni, eu cred că deasupra națiunii noastre există un potir al rugăciunii, un potir de aur al rugăciunii. Cât de plin credeți voi că este potirul ăsta? Hai să fim sinceri. Voi credeți, crede vreunul din sala asta că potirul ăsta de aur cu rugăciuni e plin deasupra României? Mâna sus, cine crede că e plin? Uite un copil, Dumnezeu să te binecuvânteze. Bravo, îmi plac copiii, sunt foarte optimiști. Dar care e realitatea? Ci că o firmă de băuturi gazoase de-astea de se bea în România, nu-i dau numele că îmi place băutura, dar nu-mi place firma, zice, românii sărbătoresc 30 de ani de optimism. Așa au scris pe sticla lor. 30 de ani de optimism. Și cam atât, oameni buni. Cam atât. 30 de ani de optimism. Suntem optimiști. E plin paharul de rugăciuni deasupra României? Da! Realitatea. Nu! 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 Pentru că Bucureștiul acesta are 3,5 milioane de locuitori. E plină sala asta? Da! Vrea Tony. Nu! Ziceți voi când vă uitați. Și nu e vorba doar de mine. E o seară doar de rugăciune. S-a anunțat. Seară de rugăciune, de mijlocire. N-aleargă. Și nu e vorba, repet, dacă toate bisericile în seara asta fac rugăciune, nu vin toți senoriașii sau nu umplem nici, dacă toate bisericile din toate cultele, din toate asociațiile, toate bisericile creștine, de orice etichetă și culoare, dacă fac într-o seară rugăciune, eu vă spun unul la mână, nu se umple tot și vă spun eu, n-ajungem la 1% din capacitatea Bucureștiului. Voi mă ajutați? Mă auziți? Bine, vreau să mă și ajutați.
Deci nu umplem, s-au făcut calcule, oameni buni, nu umplem 1% din capacitatea București. Nu umplem. Nu. Așa s-a demonstrat. S-au făcut calcule. Dumnezeu să ne ajute să umplem și 10%. Amin? Cine crede? Ai ce nevoie de credință, nu doar de optimism. Amin? Ok, dă mai departe. Numărul dăților când ai îndrăznit. Contează foarte mult să și îndrăznești și să nu te oprești. Ți s-a întâmplat să nu fii vindecat la prima rugăciune pe care ai făcut-o pentru vindecarea ta? Cui s-a întâmplat? Mâna sus. Cui s-a întâmplat să nu fie vindecat la a doua rugăciune? La a treia? La a patra? Cui s-a întâmplat să nu fie vindecat la a șaptea rugăciune? Nu e singurul! Nu e singurul! Unii încă cereți vindecare și bine faceți. Și dați slavă Domnului că puteți să ridicați mâna. Amin? Dați slavă Domnului că puteți să mă auziți și să mă înțelegeți și n-aveți o boală care să nu vă permită să ridicați mâna sau să nu înțelegeți ce vorbesc eu aici sau să nu mă auziți. Dați slavă Domnului că nu-i boală de aceea, că unii, din păcate, suferă și de o boală din aceea. Ilie a cerut ploaia, cine știe, oameni buni, de câte ori a cerut Ilie ploaia? De 7 ori. A zis de 3 ori. De 7 ori. Și vreau să dăm la un text, 1 Împărați 18, 41 cu 46. De la 41 la 46. Și oameni buni, vreau să vă spun, vorbim despre Ilie. Vorbim despre Ilie. Și zice așa, apoi Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea că se aude vuietul de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi. Mai departe. Și a zis slujitorului tău, suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit și s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. M-auziți? De câte ori a zis? De 7 ori. Ilie a zis de 7 ori, du-te, du-te și mai uită-te. Oare vreau să spun o întrebare și Beni, te rog frumos să vii la pian. Vreau să spun o întrebare. De câte ori crezi că te-ai fi rugat tu înainte să renunți? Eu mi-am pus întrebarea asta. Dacă eu eram acolo, în locul lui Ilie, oare eu m-aș fi rugat de 7 ori? Și zice, oameni buni, de multe ori suntem atât de lăsători încât, atenție, vreau să vă zic ceva, nu ne ducem nici măcar prima rugăciune până la final. Doamne, eu cred că... Las o baltă. Ați întâlnit oameni de ăștia? Câți ați întâlnit oameni de ăștia? Și cu alții. Sunt oameni care îmi scriu un mesaj, după aia îl șterg. În timp ce îl citesc, a dispărut. Și întreb, ai vrut să zici ceva? Las-o baltă. Vorbeam cu cineva, cel mai ciudat lucru care mi s-a întâmplat vreodată, ever, pe pământul ăsta, îmi scrie o soră, o tânără, frate Toni, am o problemă, vreau să spun, te rog să mă asculți, te rog să-ți faci timp, te rog în numele lui Iisus Hristos, sunt mii de mesaje, apuc să citesc doar 2-3 dintre ele, că sunt om și n-am timp. Hristos, El poate să le citească și să le asculte pe toate, amin? Dacă n-ajungeți la mine, nicio problemă, ajungeți la Hristos, amin? Nicio problemă dacă n-ajungeți la mine, stați liniștiți, nu pierdeți nici raiul și nu vă pierdeți nici vindecare, amin? Pentru că ajungeți la Hristos și Hristos poate. Și citeam mesajul acestei tineri, eu vreau să slujesc cât mai mulți dintre voi și știu că Dumnezeu mi-a dat daruri, știu că am daruri de la Dumnezeu, însă nădejdea voastră să fie în Hristos, amin? Întotdeauna. Citeam mesajul ăsta și era lung și mai veneau și eu mă străduiam să le citesc și mă gândeam deja la un răspuns. Mi-a dat bloc. Dar n-am apucat să răspund. M-am simțit vinovat. Am zis, Doamne, dar cu ce am greșit? Mă, oameni buni, n-am apucat să răspund. Să dau vreun răspuns. I-am spus, doar trimite-mi că citesc. Și în timp ce citeam, femeia asta îmi dă bloc. Anas! What? Zice, ce se întâmplă? Așa suntem noi de multe ori în rugăciune. Știți că suntem așa? Îi dăm bloc lui Dumnezeu. Doamne, aș vrea să scap de pornografie. Las-o bal.
Hazobald, nu mai vorbesc cu tine. Și că e problema la Dumnezeu. Doamne, am datoria asta. Știi că datorez 1300... Las-o baltă! Nici nu mai mă rog! Ne oprim la jumatea primei rugăciuni. Când Ilie a cerut de 7 ori ceea ce Dumnezeu i-a zis să ceară, că îi va da. M-auziți? Știți că Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a dus să se roage de 3 ori pentru același lucru? Unde? În grădina Ghețimani. Zice, s-a dus să se roage de 3 ori și să ceară același lucru. Și știți ce e interesant? Știți ce e interesant? Vreți să vă zic ce e interesant la rugăciunea făcută de 3 ori? Știți că Iisus n-a primit ce a cerut de 3 ori? Știți ce a cerut Iisus de 3 ori? Îndepărtează de mine paharul acesta, că nu vreau să-l beau. Îndepărtează de mine crucea. Îndepărtează, dacă e cu putință, că nu vreau să fiu biciuit. Era carne, era și om. Îndepărtează de mine, Doamne, măcar scuipatul, măcar piroanele din picioare. Nu, din mâini că doare. Nu, din picioare că doare mai tare. Nu știa ce doare mai tare încă, că nu experimentase. De 3 ori s-a dus și tata a zis, trebuie să treci pe aici, son. You gotta do it. O, săracu, da. Mai spune o dată. Dar poți să fii în acea situație în care Dumnezeu zice, Tony, nu, trebuie să treci pe aici. Trebuie să treci pe aici. Prin ce, Doamne? Prin crucea asta. Trebuie să treci prin ea. Pentru că dacă nu treci prin ea, nu ești gata. Nu ești gata. Trebuie să treci pe aici. Ascultam mărturia unui tată care a murit în anul ăsta, soția și doi fii, soția și doi copii, pardon. Și unul dintre copii, o fată care avea vreo 7 copilași. Vreo 7. I-a murit anul ăsta soția, i-a murit un copil și a mai murit un copil care a lăsat în urmă 7 copii. Și știți care este culmea culmilor? Sunt pocăiți. Sunt pocăiți. De ce trecem pe aici? De ce trecem pe aici? Pentru că în perspectiva eternității totul are sens. Amin? Citeam astăzi la o emisiune pe care am filmat-o de dimineață și spuneam, voi trebuie să fiți judecați înaintea lumii, ca să nu fiți judecați odată cu lumea. Și nu spun că de fiecare dată când trecem prin încercări suntem judecați. Nu, ci suntem asigurați de Dumnezeu că moștenim cerul. Amin? Dumnezeu se asigură că moștenim cerul, pentru că nu contează aici 5 ani în plus, nu contează aici în ochii lui Dumnezeu, poate nici măcar ca un copil să aibă până la sfârșit ceva anume, ci contează ca acel copil, ca mama acelui copil, ca tatăl acelui copil, ca eu și cu tine să ajungem în cer, amin? Asta contează, asta contează. Nu vă mai opriți, oameni buni, la jumatea rugăciunii. Nu vă mai opriți la primul an de rugăciune. Nu vă mai opriți la al doilea an de rugăciune. Mama s-a rugat pentru tata 28 de ani sau 30 de ani și astăzi este aici. Eu la un moment dat mă gândeam că tata o să fie mântuit așa pe ultima secundă a vieții. Am zis, sunt mulțumit dacă îl aud și pe patul de moarte, că zice, da, îl primesc pe Iisus. Mă gândeam, cine o să stea cu el, să îl convingă totuși, măcar atunci. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul că îl văd aici, în casa lui Dumnezeu, amin? Aici. 30 de ani, nu 7, nu 8, nu 10, 30 de ani mama s-a rugat în fiecare zi. Eu nu cred că a fost vreo zi în viața lui mama să nu zică, mama, întoarce-l și pe Ion, Doamne. Întoarce-l și pe Ion. Și știți care este farmecul? Dumnezeu l-a așteptat cu răbdare. Nu s-a întors de cancer, nu s-a întors de boală, nu s-a întors de lipsuri, nu s-a întors, nu. Ba din contră, consider că înainte de întoarcerea lui a fost cel mai binecuvântat și cu bani, că lucra în Germania și după aia a venit acasă și avea bani, și cu sănătate, că a fost înainte în spital și Dumnezeu l-a vindecat de plămâni. Dumnezeu l-a convins prin dragoste, dar știți de ce? Că cineva 30 de ani s-a rugat 30 de ani și Dumnezeu a lucrat prin dragoste. Te întrebi ce efect are rugăciunea ta făcută 7 ani? Uite ce efect are. Dumnezeu lucrează altfel. Credeți că contează? Câți credeți că contează? Câți credeți că Dumnezeu lucrează altfel în dreptul nostru, în dreptul copiilor noștri? Altfel! Eu cred asta. Contează numărul
Numărul contează. Nu renunțați, oameni buni. Pentru că vreau să vă mai dau un exemplu. Cât de mult contează să nu renunțăm și să insistăm de mai multe ori. Ioa și Elisei, dă-te rog frumos la 2 împărați 13 de la 14 la 19. 2 împărați 13 de la 14 la 19. Vreau să vă vorbesc despre povestea lui Elisei. Și vreau să vă dau o lecție de smerenie, de cinstire a celor pe care Dumnezeu i-a pus ca autoritate peste voi. Și aici nu mă refer doar la mine, doar la pastor pământesc peste voi. Că pastorul vostru este Hristos, amin? Nu mă refer doar la mine, însă contează foarte mult măsura cu care îi cinstești pe cei din jurul tău, pentru că cu aceeași măsură vei fi cinstit și tu, mă auzi? Dacă tu urli la mama ta, zbier la mama ta, la tatăl tău, dacă tu îi jignești și nu le dai un pahar cu apă sau nu întrebi mama, ai medicamente, mamă, ce mai faci, mama, ai dero, vei avea parte de copii care îți transmit același tratament. Cine crede asta? Cine crede asta? Da? Pentru că Biblia îmi spune ce semene ai cu legi. Ce semene ai cu legi. Știți întâmplarea când părintele unui tată, să zic așa, că nu știu exact dacă era părintele mamei sau părintele tatălui unor copii, bunicul din casă, să zic așa, a îmbătrânit. Bunica a murit de mult, ăsta a îmbătrânit și nu mai putea nici să mănânce bine, scăpa lingura în farfurie, nu mai putea să mănânce bine și i-au săpat acolo un fel de troc și l-au pus jos undeva să mănânce pe un tamburet jos acolo, dintr-un fel de troc, ca un animal. Și l-au lăsat așa o zi, două, trei, un an și la un moment dat unul dintre copii săpa ceva, sculpta ceva într-o bucată de lemn. Și părintele l-a întrebat, ce face aici copilul meu, iubirea mea, mângâindu-l pe creștere? Și și-a răspuns copilul, fac o farfurie pentru tine. Fac o farfurie pentru tine. Că atunci când îmbătrânești să mănânci din ea. I-au dat lacrimile. Pentru că copiii noștri vor copia tratamentul nostru. Și chiar de nu l-au văzut la noi, l-au acolo, că noi îl sădim în gena noastră și îl transmitem mai departe. Elisei a strigat după Ilie, știți cum a strigat când a plecat Ilie? Du-te că nu mai te duce odată să-ți iau funcția de pastor. Du-te odată că nu mai scăpam odată de tine să facem boacăne. Să nu vină Tony, că Tony vede ce facem noi. Acum câțiva ani de zile la un revelion a zis cineva, dacă vine Tony la revelionul ăsta, eu nu mai vin. Că ce trebuie să stea el în coastele noastre? M-a durut sau nu? Ce credeți? Da. Elisei a strigat după Ilie, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Ioas care nu era acolo, Ioas care poate nici nu era născut când Elisei a strigat așa, că e aceeași propoziție. Ioas nici nu era născut când Elisei a strigat așa după Ilie. Regele acesta a strigat și el după Elisei. Pentru că tratamentul pe care Elisei l-a oferit lui Ilie, Elisei l-a primit la rândul lui, de la ucenicii lui spirituali. M-auziți? Același tratament. Ioas n-a știut cum s-a strigat după Ilie, că nu era acolo. Acolo erau doar fiii prorocilor. Cum strig după alții, voi fi strigat. Cum îi bârfesc pe alții, se va bârfi despre mine. Cum ajut pe alții, voi fi ajutat. Cu ce mână dau, mi se va da. Cine crede asta? Așa este. Dar alta este povestea acum. Asta a fost o paranteză. Vreau să înțelegeți un lucru. Dă mai departe versetul 15. Elisei a zis, ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și niște săgeți. Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel, încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului. E vorba de transmitere, oameni buni.
E vorba de transmitere de putere. E vorba de transmitere de autoritate. E vorba să înțelegem că Dumnezeu, da, pune o autoritate specifică peste unii oameni. Amin? Da sau nu? Am auzit odată, zice unul, ce pustan, mă, ce ăla, mă, sau ce ăla, mă, lasă-mă că predici de-astea fac și eu. Nu, omule, e o ungere specială, amin? A, las, te duci la ăla să te vindece, dă-l, mă, încolo, mă, că e un excroc. Ai grijă că nu ai bagiocorit ungerea de om, ci ai bagiocorit ungere de Dumnezeu. Elisei era un om bolnav, era pe moarte, era un bătrân care tremura tot, dar în el mai era ungere din Dumnezeu, amin? Pentru că ungerea pe care o avem, o luăm cu noi, o luăm cu noi, Duhul care în mine mă va duce sus la Tatăl, amin? Nu mă jignești pe mine, nu-l jignești pe pastorul cu tare, nu-l jignești pe predicatorul cu tare, ci jignești ungerea din Dumnezeu. Elisei, bătrânul, tremurând și plin de boală, își pune mâinile pe arc să transmită ungerea. Și știți de câte ori a tras Ioas? De câte ori a tras? De 3 ori. L-a mustrat. L-a mustrat. Doar de 3 ori ai tras. A venit un bărbat aici la biserică și Dumnezeu l-a trimis. Și vreau să vă spun o întâmplare care pe mine m-a frapat. A venit plin de patim. A venit plin de vrăjitorie. Era tânărul despre care v-am mai spus că avea abonament la vrăjitoare, de nici vrăjitoarea n-a mai vrut să-l primească. Și a stat o lună, a stat 2, a stat 3 luni în mijlocul nostru. Și știți care este, oameni buni, secretul? Secretul este perseverența, amin? Pentru că poate în 3 luni nu s-a întâmplat mare lucru în tine. Poate în 3 luni abia se văd un pic mușchii spiritual pe tine. Ascultam astăzi un devoțional pe internet și spunea așa: câți ați fost la sală de aici? Mâna sus, câți ați fost la sală? Când v-ați dus prima oară la sală și ați tras de fiare și ați tras cu ganterele, ați făcut și ați tras tare, domnule, că voi ați vrut rezultate și v-ați dus acasă, vă întreb sincer, s-a văzut ceva? Nimic. Nimic. Doar febra s-a văzut a doua zi. A doua zi ai făcut la fel, a treia zi ai făcut la fel, o săptămână ai făcut la fel și după o săptămână tot nu se vede nimic. În lumea spirituală la fel, poate vii o zi la biserică, două, trei și nu s-a întâmplat nimic. Mi-a zis un tânăr cu insomnii: frate Toni, abia am început să mă simt bine, dar m-am retras că n-am mai vrut biserică și a ajuns mai rău decât înainte, că nici medicamentele de la medic nu-și fac efectul. Și știi ce mi-a zis tânărul ăsta? Am renunțat și n-am fost perseverent. Dar acum mă întorc la tânărul ăsta, de v-am zis eu că a venit la biserică plin de vrăjitorii, de beție, de jocuri de noroc și l-a trimis Dumnezeu aseară. L-a trimis Dumnezeu aseară. Pentru că eram împovărat și zic: Doamne, poate sunt prea dur în predicare. Ascultați-mă cu ce când mă confruntam. Poate-s prea dur, poate-s prea rău în predicare, poate prea lovesc. Că am spus că în țara asta e încurajată din unele biserici. Din unele biserici e încurajată beția, curvia, destrăbălarea. Și zic: Doamne, poate am fost prea dur. Și vine tânărul ăsta trimis de Dumnezeu și îmi zice: Toni, stăteam în pat și n-am putut să mai stau în pat. Am știut că trebuie să vin la biserică și atenție, ieri, joi, când nu e slujbă, nu e slujbă, a venit să mă caute. M-a găsit și îmi spune așa: Toni, a venit la mine, nu mai zic, un lider spiritual, nu mai zic dacă e preot sau pastor, ca să nu vă dați seama de cult sau de biserică, că asta nu e important. A venit la mine un lider spiritual și a zis: eu nu te las pe tine să cununi, adică să fii naș, pentru că tu te-ai dus la pocăiți. Și zic: nu, nu, domnul meu, nu m-am dus la pocăiți, nu vezi că aseară am dat un chef și m-am îmbătat? Și zice: a, bine. Dovada care l-a liniștit pe acel lider spiritual a fost că ăsta a dat un chef și s-a îmbătat. Ați adus la magazin, a luat o pungă, o traistă de whisky și de băuturi și a adus-o acelui lider spiritual, ca să nu zic ce, și întreb: da, a primit-o? Da, m-a pus naș. Ena, oameni buni! Ena, asta este țara în care trăim. La 30 de kilometri de București, la 30 de kilometri de București e parohia aia în care vine liderul spiritual și zice: ce faci, mă, nenorocitule, bețivule, alcoolicule? Vrei să scapi?
Te duci la pocăit să scapi de alcool? Mă, nenorocitule, treci în coa, bea în continuare, îmbată-te în continuare. A venit omul ăsta zdrobit, mustrat de cuget și îmi zice: Tony, sunt șocat că l-am trădat iar pe Hristos. A venit aproape plângând și îmi zice: l-am trădat iar pe Hristos. Pentru că când m-a întrebat dacă m-am întors la Dumnezeu, am zis că nu, ca un Petru, ca un Iuda. Iar m-am lepădat de Dumnezeu. Oameni buni, asta e realitatea din România. Trebuie să demonstrezi unui preot, trebuie să-i demonstrezi unui preot că nu te-ai pocăit, bând și aducându-i și lui să bea. Asta e realitatea din unele biserici, asta e realitatea din unele parohii și asta e realitatea pe care Hristos vrea să o schimbe, amin? Cine vrea schimbată realitatea asta? O vreau schimbată, aplaudă, uite, Sandu a dat drumul. Am rămas șocat, am rămas înmărmurit. Avem săgeți în lumea spirituală de tras împotriva acestui dușman al curviei, al beției. E realitatea pe care o trăim. Îmi spune George când m-am plâns la el și îmi zic: bă, George, sunt prea dur, mă, în predicare. Mă, Sandule, sunt prea dur în predicare. Știți ce mi-a zis Sandu? Este aici, Sandule, vino încoate, rog frumos. Da, bine, nu țip la tine că... Nu, vino încoate, rog frumos. Uitați-l pe Sandu. Mi-a spus că 3 lideri religioși au fost la... Tu mi-ai zis-o, nu? 3 lideri religioși au fost la înmormântare, la botez, la nu știu ce, și toți erau beți. E adevărat, Sandule, da sau nu? Adevărat. Asta e realitatea, oameni buni, pe care trebuie să o schimbăm. Toți erau beți, toți erau beți. Vrem să fim slujiți de bețivi, vrem să fim slujiți de curvari în națiunea asta. Trebuie să schimbăm asta și să înceapă schimbarea acum, amin? Nu sunt dur, nu sunt rău, nu sunt hater. Stau în adevăr și trăiesc în adevăr. Mi-a fost frică de Dumnezeu să mă îmbăt. Nu m-am îmbătat niciodată. Mi-a fost frică de Dumnezeu să fumez, deși mi s-au pus țigările în brațe. Mi-a fost frică să curvesc. V-am povestit când au venit fete la mine și m-au pus mâna pe mine să mă ispitească. Și le-am luat mâna și le-am aruncat-o, că dacă se dezmembra, fugea mâna din umăr. Am zis: nu puneți mâna pe mine, că puneți mâna pe Hristos. Că în mine e Hristos și Hristos nu se pângărește, amin? Glorie lui Iisus Hristos. Asta trebuie să predicăm. Asta trebuie să se știe despre România. Realitatea asta păcătoasă trebuie schimbată în națiunea asta. Se aprobă păcatul din biserică, se aprobă curvia din biserică, se aprobă nenorocirile din biserică. Oameni buni, construiam o biserică într-un sat de lângă București. Vă spun realitatea, nu zic că toți, nu zic că 100% sunt așa, dar o mare parte din liderii religioși, indiferent de cult, sunt, din păcate, niște lași sau niște păcătoși, o mare parte, și trebuie să se schimbe, amin? Trebuie să se schimbe asta. Eram într-o biserică, eram într-un sat, făceam o biserică penticostală, da, neoprotestantă, deși nu am nicio etichetă religioasă, dar atunci eram în această mișcare. Și vreau să vă spun un lucru. Cel care construia cu mine, eu încercam să-i vorbesc de Hristos și de biserică și ce bine face biserica și ce bine face Hristos și cât de importantă e biserica în societate. Și s-a uitat tânărul ăla la mine și mi-a zis așa: bă, mie să nu-mi zici de biserică, mie să nu-mi zici de Hristos, pentru că eu merg la prostituate cu popa din satul ăsta în care voi faceți biserică. Oameni buni, asta e realitatea care trebuie schimbată, amin? Asta e realitatea, nu zic că e peste tot așa, dar dacă nu schimbăm din rădăcină, dacă nu schimbăm de la temelie, și vreau să ne ridicăm în picioare acum, vreau să ne ridicăm în picioare și să cerem prin credință o schimbare a creștinismului din România de la temelie. Numărul contează, binele tău contează, aminul tău contează, rugăciunea ta contează, cererea ta înaintea lui Dumnezeu contează. Poate că vor fi cercetați în seara asta preoți și pastori, poate vor fi cercetați în seara asta lideri religioși. Oameni buni, nu mai vreau să ne rugăm pentru nu știu ce mișcări demonice sau sataniste când biserica lui Hristos e praf în țara asta. Nu mai vreau să țintim spre rețele de pedofilie până nu rezolvăm problemele bisericii lui Hristos. Amin?
Haideți să fie o seară a mijlocirii pentru biserică, să fie o seară a mijlocirii pentru Hristos care este națiunea asta, să miște biserica Lui, să curățească biserica Lui, să scoată ce uscătură. Îmi scriu oameni și îmi zic, alea uscături, vrei să scoată uscăturile din biserică? Cine vrea să scoată Hristos uscăturile? Hai să cerem, să spunem, Doamne, curățește biserica Ta, indiferent de cult, indiferent de denominațiune, vreau să Te rogi și vreau să ne punem pe genunchi. Haide să ne plecăm pe genunchi în numele Lui Iisus, Te rog. Așează-Te pe genunchi și vreau să mijlocim pentru națiunea noastră și, repet, ne rugăm pentru biserică, ne rugăm doar pentru biserică. Lăsăm la o parte orice altceva, pentru că Dumnezeu este supărat pe biserică. Dumnezeu este supărat pe ceea ce înseamnă biserică în România. Dumnezeu este supărat pe această mârșăvie, pe acest dualism, că una este vestit, una e predicat și alta este trăit. Vreau să ne rugăm și vreau să spunem, în numele Lui Iisus curățește-ți biserica din România, în numele Lui Iisus curățește biserica din țara asta, curățește, vindecă, îndură-Te, scoate uscăturile, Iisuse, fă ceva cu biserica Ta. Vreau să ne rugăm și să strigăm la Dumnezeu pentru biserica Lui din țara aceasta.